Mai mult mort decât viu, un bărbat de vreo 50 de ani a fost găsit pe un câmp din preajma orașului Șoldănești. Dezorientat, acesta sta nemișcat și nu-și putea explica situația. Medicii deplasați la fața locului l-au diagnosticat cu hipotermie. Mai târziu a fost stabilit că victima frigului este originară din satul Japca. Potrivit medicilor, în toiul sărbătorilor de iarnă, numărul solicitărilor salvării din Șoldănești practic s-a dublat comparativ cu perioada anterioară. În prima săptămână a noului an, ambulanța a fost căutată de circa 200 de ori. În majoritatea cazurilor, medicii au acordat ajutorul respectiv în timpul nopții. De cele mai deseori, doctorii erau așteptați de persoane cu diverse traume și leziuni corporale. O altă categorie de persoane care aveau nevoie de doctor erau cei cu dereglări gastrointestinale. Mulți dintre aceștia acuzau dureri în regiune abdominală. Medicii de la departamentul de urgență explică acest fapt prin alimentația incorrectă la sărbători. Ori anume în această perioadă, oamenii suferă de diverse intoxicații și acutizări ale pancreatitelor.